Ca să înțelegem solia către cele șapte biserici și mai ales relevanța în timpul nostru, trebuie să înțelegem trei aspecte legate de contextul istoriei al soliei. Primul este impactul căderii Ierusalimului. Căderea Ierusalimului fusese prevăzută de Isus și Isus spusese că Fiul omului va veni înainte ca să treacă generația care a văzut căderea Ierusalimului. Pe de altă parte, Isus prevăzuse anumite lucruri care se vor întâmpla după Căderea Ierusalimului cu biserica și cu lumea și se pare că toate se împliniseră. Asta a dus la o trezire a fervorii apocaliptice și s-a schimbat ceva în biserica creștină. Această fervare apocaliptică nu existase înainte, dar exista acum. Foarte mulți iudei au fost duși în sclavie și au fost umiliți, făcusăm să mânce carne de porc, să calce sabatul. Și fraților s-au dus la ei și le-au spus, uite, Iisus a prevăzut toate aceste lucruri, s-a întâmplat din cauza că l-am respins pe Isus. Numai că acești iudei, când au devenit creștini, pentru că au devenit creștini, ca urmare mai ales a Evangheliei după Matei și după Marcu, care au fost scrise în decada după căderea Ierusalimului și s-au răspândit foarte repede cu predicțiile din Marcu 13 și Matei 24. Și acestea sunt mici apocalipse care în principal au aceeași structură ca și apocalipsa lui Ioan din Patmos. Și acești au venit cu apocalipsele lor iudaice, din perioada intertestamentară și au, au răspunde foarte mult cultura apocaliptică iudaică în biserica creștină. În sfârșit, existau apocalipse gnostice care prezentau apocalipsa nu așa ca în Matei 24 sau ca în Apocalipsul lui Ioan din Patmos, ca un conflict cosmic între satana și Dumnezeu care implică și puterile police de partea lui satana și biserica de partea lui Hristos. Nu, ci prestau mai debrăgăm pe Apocalipsa ca pe o iluminare lăuntrică, mistică, în felul cum astăzi mulți au un creștinism mistic. În sfârșit, mergem la cel de-al treilea aspect, care este și cel mai important, cultul imperial. Cultul imperial din Asia nu este neapărat uh, politica Romei sau politica din Roma. Cultul imperial din Asia este mai degrabă atitudinea de slugărnicie a elitor asiatice față de imperiu în contextul unei anumite culturi din Asia, în care a fost o tradiție să te închin la împărat, Alexandru Macedon și și generalii săi, după el, au acceptat această tradiție, a făcut parte din cultura elenistă. Înainte ca romanii să cucerească Asia, romanii au desfințat aceste tendințe de închinare la om. Era perioada lor republicană, perioada lor bună. Dar Roma a s-a schimbat. În 44. Cezar, înainte de Hristos, Cezar este asasinat și este declarat zeu ca eroi Antichității. Elitele din Asia se grăbesc să construiască un templu lui Cezar, să-și arată atașamentul față de Imperiu. După aceea, aceleași elite intră de partea lui, Cezar, lui Antoniu și Cleopatra în lupta împotriva lui Octavianus. Octavianus câștigă, își dau seama că a făcut o greșeală, se grăbesc să construiască un templu lui Octavianus Augustus, pentru că și ele divin fiind fiul adoptiv al lui Cezar și nepotul său. Divinitatea lui Cezar este extinsă asupra urmașilor săi până la Nero. În Asia, Elitele construiesc un, în Pergamon un templu al lui, lui Augustus, și în orașul arătat Afrodisia, care este dedicat Afroditei, care este protectoarea Asiei, se construiește un templu Afroditei și un complex de, de statui și basoreliefuri, în care Afrodita este arătată că face sinteza între puterea imperială și puterea elitelor locale. De ce? Pentru că Afrodita, sau Venus, în, în, în latină, în nomenclatura romană, Venus este protectoarea familiei lui Cezar. Și ca tare cultul Afroditei face legătură între familia imperială a lui Cezar și elitele locale. Nu este accidental că acest complex, deasupra eroilor antichității care se reprezintă ca Binefăcători ai omenirii și, bineînțeles, sunt divinizați. Uh, sunt chipurile Cezarilor, de la Cezar la Nero, uh, prezentați în Panteon Cazei și sunt glorificate faptelor ca mari binefăcători ai omenirii. Printre altele, este arătat Claudiu uh, uh, tăind, se pare, gâtul unei femei cu pieptul descoperit, care reprezintă Britania. Claudiu fiind cuceritorul Britaniei, este prezentat Nero, trântind la pământ o, 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 femeie dezbrăcată care este Armenia. Deci, mă rog, actele de cucerire a popoarelor barbare erau văzute ca acte de civilizare a celor popoare. Deci erau oarecum pentru binilor care erau cucerite, dar ele însele erau susținute de acte barbare ale românilor, care se pare că erau glorificate în acel panteon. În sfârșit, ca să mergem mai departe, întrebarea este ce, ce poziție aveau liderii biserice locale față de acest cult al Imperiului și față de aceste războaie purtate de Imperiu. E bine, Ioan, când a sosit din Palestina, a debarcat la Efes, primului șoc a fost să vadă statuia lui Titus, care. Pentru el era o pustirii unde nu trebuie să șadă, adică Antichristul. În mijlocul orașului, apoi să vadă templul Augustus, dar mai ales probabil vizitând Afrodisias și vizitând Sebastionul acolo, locul în care erau tot acest panteon al cezarilor, a fost uimit nu numai să vadă glorificate acte de însclavire ale, ale unor alte națiuni, el însuși, trecând prin trauma Distrugerea Salimului și a sclaverii proprii sale națiuni, dar mai ales cred că a fost șocat de cultul lui Nero. La Roma, Nero nu era deloc bine văzut, dar aici, în Asia, Nero era văzut ca un zeu. Se spunea chiar că Nero nu a murit și că sau că va învia, că oricum n-a murit sau n-a murit și n-am îmbătrânit deloc, va reapărea tânăr și va lua conducerea Imperiului, și în Asia exista un foarte mare entuziasm în așteptarea acestui eveniment apocaliptic, în care Nero apărea ca un mesia. E clar că pentru Ioan asta însemna că Nero este antichristul și probabil că este un demon care va apărea și 666 sau 616, cum apar în alte manuscrise, în Apocalips 13 este numele lui, numele lui Nero. Așadar, în acest context, Ioan din Patmos merge la liderii bisericilor și întreabă ce atunci aveți voi. De exemplu, uite, aici Claudiu o ține de păr pe. Britania ca pe o sclavă și îi taie gâtul. Ce spuneți voi despre acestea? Și ei spun acestea sunt războaie bune, pentru că Dumnezeu se folosește de Roma și uh, ne spune și Pavel că conducătorii Romei sunt instrumentul lui Dumnezeu și uh, la fel uh, uh, nu ar de cezarului, dar autoritățile locale ne înțeleg și noi ne rugăm în biserică la noi pentru cezar și ne rugăm în biserică la noi pentru guvernatorul local și suntem patrioti și așa mai departe. Și eu de Patmos nu vede deloc bine, bine aceste lucruri și merge în Patmos să se roage, să postească. După ce se roagă și postește multe zile, are o viziune în care îi apare Isus, nu ca muritor de rând, ci ca... În, în postura uh, fiului omului din cartea lui Daniel și Isus îi spune că va veni curând și uh, i arată că este un război între puteri demonice care se folosesc de Imperiul Roman. Imperiul Roman nu este deloc condus de Dumnezeu și împărția lui Dumnezeu și până la urmă uh, Hristos va învinge, dar biserica trebuie să se hotărească de partea cui trece, de partea lui Hristos sau a bisericii. Bineînțeles că există mesajul către cele șapte biserici și avertizmente cu privire la apocalipsele gnostice, care sunt numite adâncimele satanei sau sinagoga satanei. Acum vreau să uh, venim în timpul nostru să vedem relevanța. Da? Uh, America a fost construită de uh, primii peregrini puritani uh, pe baza unei doctrine apocaliptice. Ei au crezut că lumea nouă este noua Ierusalim. Și această fermare apocaliptică a dus la un anumit optimism în secolul XIX, când au început tot felul de evangeliști să, în timpul mare redeșteptări la începutul secolului XIX, să facă convertiri în masă. A început să vină ideea că întreaga lume se va converti până la urmă și America este instrumentală în acest scop și va fi o civilizație creștină care va elimina răul din istorie și acesta va fi mileniul. E bine, William Miller vine cu altă solie și cunoașteți bine solia, dar ce vreau să subliniez aici este un predicator milerit numit Josiah Leech care în 1842 publică o broșură numită Ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, în care denunță America ca Babilon. De ce? Principalul argument al lui Leach este acela că se vede aici o unire între biserică și stat și această unire de politică și religie este Babilon. Aici Alice este exact pe frecvența lui Ioan din Padmos. De ce este pe frecvența lui Ioan din Padmos? Fiindcă, așa cum am spus, Asia nu reprezintă Roma, dar cu siguranță că această idolatrie politică începuse la Roma. Și chiar dacă nu era atât de acută la Roma, Tacitus, de exemplu, nu are deloc cuvinte bune de spus despre niciunul dintre cezari, Uh, și dacă romanii l-au urât pe Nero și îi disprețiau chiar în conversațiilor particulare pe, pe Cezari, în Asia uh, cultul era, uh, era foarte, foarte puternic și era foarte popular uh, și susținut de elite locale lingușitoare, dar totuși răul plecase din Roma. Și uh, uh, Josiah Leeș vede același rău. În America, în această dentiță de politizarea religiei sau de sfințirea politicii, care a, de fapt, în ultimele stații, împotriva Constituției americane. Așadar, urmașii săi, Uriah Smith, John Andrews, A.T. Jones, merg pe aceeași idee. Uh, Unirea bisericii cu statul va face America să fie Babilon Le vedeau tendințele puternice în, în teologia populară, în demagogia politică populară uh, Și America va deveni fiara cu coare de miel din Apocalips capitolul 13 Adică chipul fiarei de tip pe care le identificau cu papalitatea Căderea Babilonului însemnează căderea Americii Și biserica rămășită este chemată la rezistență, la tine contraculturală în secolul 20 în România, vorbește, stă de vorbă popa cu primarul, cu învățătorul și cu jandarmul și cine mai sunt acolo, elitele satului și spune, auzi bă, alucotare sau s-a făcut adventist. Și e este un țăran citit care cunoaște ceva istorie și a citit Apocalipsul lui Viemie și crede că naționalismul religios român din perioada interbelică este Babilon și el nu trebuie să aibă nimic de a face cu asta. Probabil că el și ceilalți frați ai lui au fost puțin cam radical față de cultura populară, care are aspecte benigne și le-au denunțat ca idolatrie, dar în același timp au denunțat și foarte multe superstiții, ca fiind idolatrie, dar mai ales în maselor de către religie. Ei s-au considerat rațional și niște minți libere. Bine, hai să venim acum în secolul 21, și sunt în America și merg cu mașina în Sudul Adânc pentru că transform medicamente la diverse case de bătrâni și ascult radio, radio talk show în timpul războiului din Golf. Și aud acolo tot felul de profeții din Vechiul Testament despre războiul din Golf și rugăciuni pentru președintele nostru care merge acum să ne apere de Saddam Hussein și merg și la o întâlnire cu pastorii, le spun la colegii mei ce am auzit și ei îmi spun stai puțin că tu nu înțelegi, fiindcă vii dintr-o țară comunistă și nu înțelegi uh, problema Americii încă bine și spun, dar da, care ce rămâne cu Babilonul și cu, uh, cu fiarei? Nu e asta Babilonul, e asta chipul fiarei? spune, nu, zice, Babilonul este în Irak și Apocalipsa 13 și Hussein, mă spun colegii mei, a de ziua 7. Și rămân uimit. După aceea mă uit la televizor și văd o mormântare. Un mexican a murit, dar a fost declarat cetățean american post-mortem, așa că poate fi fericit acolo unde este. Părinții lui abia vorbesc engleză, dar sunt mexicani fără acte și spun că sunt fericiți că fiilor a murit pentru o cauză dreaptă. Alături de ei se află guvernatorul statului Georgia și de partea cealaltă este pastorul adventista lor, care este foarte mândru că, uite că suntem și noi, patrioți. Și vorbesc și cu el și îl întreb ce rămâne cu din uh, toată interpretarea noastră apocaliptică cu semnul fiarei și cu Babilonul, unirea bisericii cu statul, uh, la fel ca uh, în timpul lui Ioan din Patmos, realizez faptul că cultura de redneck din sud nu este Washington DC, dar în același timp îmi dau seama că această mitologie a președintelui care, pe care Arhanghelul Mihail merge să se bată cu antichristul Saddam Hussein, nu se au de la Fox News sau la CNN, dar cu siguranță că este urmarea doctrinei neoconservatoare care încalcă zidul zi de separare între biserică și stat și folosește sentimente religioase patriotic religioase pentru scopurile lor uh, și fac război și ei pentru binele altor națiuni să le învețe drepturile omului. Deci uh, istoria se repetă și același compromis pe care l-a văzut Ioan din Padmos uh, la îngerii celor șapte biserici văd și eu ca un biet român venit în America la îngerii bisericilor din timpul nostru. Mai mult văd pastori români din America care au înghițit Cârlic și Undiță, Propaganda dreptei creștine în timpul nostru. Acum mă duc în România și are loc referendumul împotriva homosexualității sau mă rog, împotriva legalizării homosexualității, care cum căsătorilor homosexuale și e, am fost colegi în România ca și ridică vocea și spun că suntem o națiune creștină și vin chiar cu lozinci legionare, gen ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane, unde este popa, unde sunt babele, să ne conducă la o cruciadă pentru împotriva secularismului și ateismului Europei, să apărăm națiunea noastră creștină. Uh, și mai departe uh, ei nu realizează faptul că dacă biserica ta uh, condamnă un anumit lucru pe bază religioasă sau morală nu înseamnă că trebuie să existe legi care să interzică acest lucru și că până la urmă ar trebui despărțită chiar și familia de stat așa cum e despărțită biserica de stat uh, însă ei consideră că uh, statul trebuie să dea legi religioase și asta însemnează că prietenii mei am devenit Babilon, și suntem fiara cu coane de miel. Și ca atare este foarte relevantă Solia pe care Ioan o trimite celor șapte biserici. Anume, mai lăsați mă în pace cu patriotismul vostru, mai lăsați mă în pace cu cultul Cezarului, cu politica care a devenit religie și religia care a devenit politică, cu uh, toată uh, această sfințire a actelor politice sau a, 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 a deciziilor militare cu argumente biblice și, și religioase, pentru că de fapt tu stai acolo unde este scaunul de domnie al satanei. Și de asemenea, iarăși mă, mă întorc la mesajul lui Ioan de Patmos împotriva a, apocalipsilor gnostice și aș vrea să spun că avem o gnoză nouă acum care se numește umplerea cu Duhul Sfânt și e, am lăsat orice raționalitate la o parte și trebuie să ne umplem cu Duhul Sfânt și să avem nu știu ce experiențe mistice, nu știu ce iluminare lăuntrică. Ca atare este foarte relevantă solia lui Ioan către cele șapte biserici. Situația este perfect aceeași. Avem apocalipse gnostice umplerea cu Duhul Sfânt, mă rog, și așa mai departe, avem uh, uh, Babilonul și fiara cu coane de, de miel în timpul nostru, această fuziune a politicului și religiosului, avem uh, compromisul bisericii cu această cultură politică religioasă și cu această idolatrie politică, pentru că îngerii celor șapte biserici vor să trăiască bine și nu vor să aibă probleme și uh, vor să fie parte uh, din uh, mainstream, să-și arate patriotismul și realitatea față de sistem. Toate acestea există în timpul nostru și din cauza aceasta avem nevoie de mesajul radical la apocalipse. Dar ce facem noi la lecțiune? Noi repetăm niște lozinci, niște dogme, limbaj de lemn, niște mantre. De 100 de, 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 de și ceva de ani repetăm aceleași lozinci, însă am pierdut cu totul esența. Pe care trebuie să recunoaștem în mitologia lor naivă. Părinții noștri au avut-o. Pentru că miturile nu sunt povești de a dormi copiii, mituri sunt adevăruri adânci, într-o formă alegorică, în formă de imagini și simboluri, dar sunt niște adevăruri. Și părinții noștri au înțeles aceste adevăruri ne am rămas doar cu coaja mitologică și le-am pierdut cu totul. Și din cauza asta se aplică foarte bine, nu atât solia o îngel, ia îngel, către îngerul din la ci în primul rând să îng, către îngerul din Efes. Pocăiește-te și adu-ți aminte de unde ai căzut, că le voi veni și îți vor muș, muta sfejnicul din locul tău. Și mie mi se pare că sfejnicul deja a fost mutat. Vă mulțumesc pentru atenție.